De frica turiștilor, direct din castul Power Couple au venit Daiana Anghel și So sau Sorin sau cerbul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ați fugit de la... am văzut ce ați avut. Ei trăiesc mai la munte, la aer curat se și vede că se țin foarte bine. În lista preferațiilor noștri la Power Couple, acum o să zică unii, dar pe care nu-i preferi? Păi o să vă zic și o să-i vedeți acolo la cadru. Dar pe ei prefer. Din mai multe motive am fost convins cu câteva preparate de Sorin, că noi am făcut și un pic foamea ca în tabără. Și Sorin fiind șef la bază, s-a ocupat de noi ca în tabără. Pe Daiana, o știți, din online, este între cei mai influenți pe bune oameni, nu influenceri, când e vorba despre skincare, despre sănătatea pielii în general. Și acum vă spun și povestea din spate. Daiana a arătat tot timpul așa, ea a avut niște probleme pe care a știut să și le rezolve și de-aia încearcă să împărtășească. Ca așa să ne dăm cu părerea toți pe pielea altuia putem. De cât timp vă știți, aproximativ? 14 ani. 15. Bun, oamenii au văzut promo de pe asta. Au văzut că am avut o treabă delicată acolo, fix cu ziua anunții, pentru că voi ați făcut mai multe ori nuntă ca și mine. Da, da, pentru că așa a fost. Din cauza pandemiei, lucrurile s-au decalat. Am avut cununia în 2019, nunta în 2020, trebuia în 2021 am avut-o. Eu pe date, ai văzut, sunt foarte bună, cum s-a și demonstrat de altfel. Adică nici nu cred că după emisiunea asta mai are rost să se supere pe mine cineva că uit de zile de naștere, că e... Doar rudele lui Sos, clar. În rest, toată lumea va zice, bă, Daiana... Dar să știți că sunteți în profilul clasic al familiilor din România, doar că invers. Da. De obicei, el nu-și aduce aminte de lucruri. Să știi că am făcut un sondaj pe Insta, cum eu am majoritate fete, și vreo 20 și ceva % ieri când m-am uitat, la fel, nu stăteau bine cu datele astea de căsătorie, relații, aniversare. Vezi că eu am văzut o cununia, deci la mine a fost cu cununia. Am înțeles. Tu ai greșit cununia, tu nunta. Da. Cum ați primit vestea de a veni la Power Couple? Ați primit un telefon? Și vreau să știu ce a urmat. Ai așteptat până la cină să-i spui și lui So sau i-ai spus pe loc sau i-ai dat un mesaj? Nici măcar nu cred că i-am spus în ziua respectivă, pentru că știam că este vorba de un proiect TV nou, dar nu știam de la telefon concret despre ce este vorba. A rămas doar că după ce discut cu el, venim la București la o discuție unde o să aflăm mai multe. Și am zis, trebuie să mergem până la București să avem o discuție la antena, că s-ar putea să mergem la o emisiune. Atâta știu sau. La mine e simplu, știi că, da, mamă. Eu știu, dacă era să răspund la întrebarea asta, știam. Da, deci eu am crezut că s-au făcut toate și după aia te-ai aflat, vezi că mergem în Malta. Păi cam, nu chiar că mergem în Malta, că mergem la emisiune. Întâi și pe urmă vezi că mergem în Malta. A aflat de la producători la București. Da, am aflat de la... Din culise, campionii bagajelor, atât la număr cât și la diversitate, sunt sau au fost Daiana și Sorin. Da. Cam câte să fi fost? Adică... 6 valii. 6. Vreau să menționez că 2 erau mici. 2 mici și 4 mai mari. Da. Bun. Este adevărat că atunci când împachetați se ocupă Daiana și de bagajele tale, Sorin? Da. Așa e. Dar ți se pare confortabil sau ți-ai luat o piatră de pe suflet? Sau... Bine, mă pune, vezi ce ai nevoie, pune-le pe urmă, oricum le separe ele, așează-le. Dar da, adică eu nu mai am niciun stres. Deci din punctul ăsta de vedere știu că am tot ce poate să-mi treacă până cap în bagajele, adică... Ok. Ai văzut, de fapt, le 6 valize. Le fac gândindu-mă la absolut tot, nu doar la partea de haine. Dar mergeți în vacanțe în ritmul ăsta sau n-apucați să plecați? Că asta este mergem, că mi-au timp. Cele 6 valize, să ne înțelegem, eu am fost îmbrăcat în cele 30 de tricouri negre care le-am avut la mine zi de zi. Păi, la asta, dar am avut cămăși, am avut pantaloni, puteți mult la o nuntă, la un botez, la orice. Dar nu ți-au trebuit. Nu mi-au trebuit. Eu vreau să fac o mențiune aici. Vreau să fac o mențiune. Eu am vorbit cu Liana, cu stilista emisiunii, înainte și am întrebat-o, Liana, te rog eu frumos, având în vedere că tu știi mai multe decât noi, zi-mi tu tot ce am nevoie să pun și pentru mine și pentru So, că tu știi probele, tu știi momentele de filmare. Și femeia mi-a zis, atâtea zile sunt de investiție în total, pentru că eu am făcut bagajele pentru total. Că am zis, bă, poate stau o săptămână, după vorba sau după Liana. Și am făcut o listă și am luat-o de bună. Și pentru că eu vreau peste tot să am confortul de acasă, în acele bagaje nu au fost doar haine, pentru că să știi că ale au fost gândite efectiv pe zile de filmare și pe momente și pe tot. Eu am avut lampă UV de manicură semipermanentă. Nu știi când ți se rupe. Nu știi, pur și simplu. Lampă UV. Sorin, îmi pare rău. Da. Eu am văzut lista, că de asta a fost o... Am două întrebări foarte simple. Suntem la masă, între prieteni, peste 10 ani. Și vreți să le povestiți prietenilor ce a fost nasol în tot proiectul ăsta sau ce v-a venit greu? Zi tu, iubire, cu mine. Mie nu mi-a venit nimic nasol, adică nu mi s-a părut nimic greu. Deci de la cap la coadă, din punctul meu de vedere, iubire, experiență. Da, Ana, familie. Știi, uite, asta mi s-a părut rău și greu. Am înțeles. Atât. Atâta vă zic. Nu că lumea o să vadă la televizor. Uite, imaginile astea sunt pe o stâncă foarte mare. Sorin alergase 25 de minute în continuu, de sus până jos. Și la un moment dat, gâfâind, că eu aud în cască și gâfâielile oamenilor, spune: mamă, eu nu mai urc până acolo, fă tu finalul. Nu mai pot, mor. Și s-a auzit de aici, din dreapta mea: ba, urci. Bine, în 40 de secunde Sorin era lângă mine. Au urlat, ba, urci, și în 40 de secunde eram sus. Da. Și finalul, ce vi s-a părut? Stai tot într-un grup de prieteni. Băi, acum 6 ani ăștia doi au fost la o emisiune care se chema Power Couple, ca și cuplu. Da. Ce vi-a plăcut la noi la emisiune? Să știi că ne-a plăcut tot. Probele, chiar dacă pentru mine au fost foarte grele din cauza înălțimii, eu am o problemă cu înălțimea majoră, și pentru mine a fost realmente, tu știi foarte bine, o provocare să-mi depășesc fricile. Dar au fost spectaculoase, au fost lucruri pe care niciodată din zona de confort de acasă nu le-am fi făcut așa, că vrem noi și că avem noi chef, fără nicio miză. Faptul că acolo am cunoscut niște oameni cu care chiar am legat prietenii pe bune și post-emisiune, mi se pare are și o chestie foarte faină și un câștig. Și experiența în sine este ceva ce nici măcar nu poți să descrii, trebuie să trăiești. Ca să înțelegi, trebuie să trăiești experiența Power Couple. Țineți-vă vorba, vă supunem la un test să vedem dacă intrați la montaj. După pauză ne jucăm ceva fain, inspirat din Power Couple român.